cine zice că doar nemții știu să facă mașini pentru că acolo răsare soarele prima dată, nu una în Japonia, în Franța sau în alte, nu prea știe mașini. Și cu replici de-astea de genul fără mașini, cu F, zici Renault și tragi apa, sunt de la niște oameni care efectiv sunt niște analfabeți, și la propriu și la figurat. Sunt oameni care pur și simplu nu-și fac temele. Nu cunosc, n-au învergura necesară să înțeleagă ingineria acestor mașini și n-au bază de criterii cu care să poți, să te poți angrena într-o conversație decentă și coerentă. Așa că nici nu mă mai chinui să stau să le răspund. Mă distrează maxim pe Facebook și pe TikTok când pun cât o mașină din asta și apare cât unul de la da, E60 și restul. Da, mișto și E60-urile, dar nu-ți oferă aceea senzație. Și un E60 mișto e M5-ul sau 3000 benzină, nu N57 cu 2 turbine sau de astea. Nu e ce trebuie. Adică părerea mea e că fiecare mașină are rolul ei, dar important e să le înțelegi pe toate ca să poți să discerni situația asta. Acum câteva zile, majoritatea jurnaliștilor auto a participat la o deplasare de presă în Belgia, acolo unde a avut loc lansarea noului Clio Facelift de la Renault, o mașină drăguță, interesantă, care însă, din păcate, nu mai reprezintă ceea ce ar trebui. Este o mașină rațională, doar că are prea multe sigle de Renault Alpine, fără să aibă în vreun fel legătură cu acea divizie Alpine, parte din fosta firmă Renault Sport. Deși acea firmă există în continuare, pentru mine și pentru alți pasionați nu mai există în forma în care ar trebui, pentru că acum probabil va face potențiometre, comutatoare, mufe și baterii litiu-ion și nu mașini. Așa că, deși v-au prezentat deja o lansare de nou model, eu vă prezint o relansare de vechi model, așa că acesta este noul, vechiul Clio RS generație 2 172 Phase 2, că este facelift și de fapt ar trebui să se numească 168 pentru că este o variantă de Elveția. Și dacă vrei și tu să vezi niște mașini care există deja pe piață într-un stil din acesta relansat, noul, vechiul, cu tărică model, intră pe site-ul partenerului nostru de încredere, mașinilacheie.ro. Ei sunt un serviciu interesant de închirieri, care a comasat la oaltă peste 50 de firme de închirieri, verificate atent înainte, în 14 orașe din România. Este suficient ca tu să introduci locul în care vrei să iei mașina, specificațiile, detalii, chestii de genul acesta și ți se va afișa o listă concretă de mașini pe care le vei putea lua. Exact ce vezi în poze, aia și primești. Și procesul de închiriere este unul 100% online. Toate condițiile de cost, ale depozitului, ale costului de închiriere a mașinii și toate condițiile generale îți sunt făcute cunoscute 100% online și în felul acesta tu doar te duci și ridici mașina și te bucuri de ea. Așa că spor la test drive-urile noilor, vechilor mașini. Această mașină pentru mine este esența condusului când vine vorba de latura asta simplă franțuzească. Sunt foarte multe mașini în lume mișto și sunt convins că cine își permite foarte greu poate să spună mașina supremă este X. Sunt atât de mișto toate în felul lor. Poate să-ți placă unele pentru butoane, așa cum de exemplu actorul Rowan Atkinson, interpretul personajului Mr. Bean, și-a luat un Mercedes din acela clasic W100-600 Pullman, doar pentru că îi plăcea cum pâsâie sistemul ăla hidraulic de mișcare al ștergătoarelor, al geamurilor și a reglajului scaunelor. A plătit probabil niște sute de mii de lire pentru asta. A avut printre altele și un McLaren F1, așa că cumva e greu să rezum tot într-o singură mașină, dar cert este că o singură mașină poate să rezume aproape tot ceea ce ține de plăcerea condusului. Și pârciul ăsta este una din ele. Fără doar și poate, nu spune multe lucruri celor care nu știu despre ce este vorba. Foarte mulți greșiți când spuneți faptul că, nu știu dacă am dat drumul la microfon și am dat, că o mașină înseamnă mărire, totul să fie blană, mare, multe butoane, opțiuni. Da, dar confortul e doar una din nișe. Performanța e doar una din ele. Până la urmă, cumva, trebuie ca mașina aia să îmbine foarte bine acele lucruri. De exemplu, ce auziți pe fundal este probabil un avion Cessna cu motor Lycoming de 6 cilindri, care are în jurul a 250 de cai și care merge mai repede decât o mașină, pentru că merge în aer, accelerațiile sunt clar superioare unei mașini și senzațiile, cu mai puțin cai. Așa că nu întotdeauna este oportun să compari pe foaie aceste lucruri și să zici mașina cu tare e mai bună, pentru că are niște cifre acolo care sunt nu știu cum mai bune. Eronat! Așa că, dacă vrei intensitatea condusului, trebuie însă să respecti niște reguli. Să fie mașina cât mai ușoară, o motorizare cu un răspuns bun la pedală, nu neapărat puternică, evident, trebuie să aibă o cifră de putere, nu 50 de cai, dar raportul de greutate-putere trebuie să fie unul minimalist, să aibă o valoare mică până la urmă, corectă. Trebuie să aibă suspensiile rigide, să stea bine pe drum, anvelope și frâne ca lumea, direcția să fie bine setată, precisă și cumva mașina să aibă cât mai puține elemente care să te distragă. Un minim de confort, dar n-au ce să caute scaunele electrice cu masaj, plafoane panoramice care strică structura aceasta de rezistență a mașinii, tot felul de subwoofere grele care din nou răpesc din experiența condusului. Așa că o mașină din asta simplistă s-ar putea să sperie mult mai mult decât una cu 500 de cai, dar care are 2 tone. Așa că trebuie să ne întoarcem un pic în jurul anului eclipsei, atunci când mașina asta a ieșit pe piață, respectiv în 2001. A luat naștere ca model cu o putere puțin redusă de 124 de kW, 168 de cai, 927 de kW și 172 de cai, valoarea care a dat numele acestei generații, pentru că a fost făcut pentru Elveția și în țările alea, din câte știu, sunt anumite recalibrări de putere pe care le-am văzut și sunt convins că și voi le-ați văzut în multe taloane. Clio Sport n-a apărut însă din neant, pentru că de foarte mult timp francezii au cam știut să facă motoare și mașini. Și asta pentru că ingineria lor este una de precizie în general. Au avut întotdeauna ingineri care au abordat problemele total altfel, cum ar fi Paul Maget, care a inventat suspensia hidropneumatică, fără să aibă o educație formală de inginer. Și tocmai asta i-a extins cumva viziunea, pentru că el nu s-a dus la niște cursuri unde unul să-i spună funcționează așa, pentru că așa trebuie, pentru că așa spun eu. A descoperit singur și n-a avut acele bariere în gândire pe care în general oamenii foarte educați le au. De-aia câteodată politicienii aparent tălâmbi sunt mai buni în a lua decizii, pentru că nu stau și contemplează și se gândesc. Ce avem de făcut? Aia, așa, aia. Bam, votat, direct. Nu stau să gândească atât de mult. Evident că există și un revers la treaba asta. Și când vine vorba despre mașini, cu siguranță ăștia au întors-o pe toate părțile, pentru că toată firma care a făcut această mașină, în esență, a lucrat în domeniul aeronautic și în Formula 1. Practic, ei au luat un Clio normal, care era pe piață de ceva timp, era deja la a doua generație după ce primul Clio, de asemenea, avusese o variantă numită Williams, cu un motor similar cu acesta, dar care nu era la fel de potent, având doar 136 de cai aproximativ. Însă, dacă stăm să ne gândim, treaba venea mai din urmă, pentru că acele firme numite Gordini și Alpine, care s-au reunit în divizia Renault Sport, au făcut fiecare modificări de motoare și, în general, mașini celebre, cum a fost Alpine A110, pe bază de Cleon Fond și Cleon Alu, motorizări, și au fost nenumărate situații mișto pe care le-am văzut în mașinile de stradă, derivate din cele motorsport sau invers, mașini omologate să fie pentru competiții. Și în general, culoarea aia albastru închis la francezi înseamnă ceva și am avut și eu onoarea să prezint câteva modele speciale din gamele respective. Pe urmă, Clio practic a început ca un super mini care să se vândă bine, dar cum ei sunt neam de alergători pe la competiții, că până la urmă faimosul circuit de la Le Mans este în Franța, nu în altă parte, și multe mărci auto au sediul în Franța, s-au gândit să facă o versiune performantă de Clio 1. Doar că ăla a fost așa mai mult ca să celebreze un succes din Formula 1. Acolo unde firma Mechachrome, care a modificat acest motor pentru generațiile ulterioare, este cea care, printre altele, a construit toate motoarele de monopost de Renault în Formula 1 și firma care a proiectat integral și produce motoarele CFM LEAP de pe noile modele de Airbus și Boeing, când vine vorba de aviație. Și a lucrat de asemenea la structura avioanelor Boeing 787. Fix ăia au modificat și acest motor. Așa că nu e întâmplător faptul că mașina asta oferă niște senzații. Și undeva pe fundal acolo, sunetul acela strident vine tot de la ingineria franceză, pentru că este un Eurocopter EC145, faimoasele elicoptere de smurt, care au o setare interesantă la elița spate. Este integrat într-un tub pentru a nu răni eventuale oameni care sunt în raza elicopterului atunci când aterizează. Sunt foarte pasionat de acele serii de elicoptere, mai ales de modelul anterior numit Ecurul, care înseamnă, nu știu exact cum se pronunță, dar înseamnă veveriță din câte știu și este unul dintre cele mai performante elicoptere din lume. L-am și ca machetă, el zboară mult mai bine decât știu eu să-l pilotez și are un mare plus acel elicopter. Este atât de bun încât poate să meargă peste Everest ca înălțime și dacă zici elicopter în orice film făcut vreodată la Hollywood, ăla este modelul pe care îl vei vedea. El s-a vândut ca Airbus sau ca Eurocopter, depinde de situație. Și așa că firmele astea au cam avut legătură. Probabil cel mai de succes proiect franțuzesc a fost Concorde-ul. Și gândiți-vă că în anii ăia, în care mașina asta exista, puteai să zbori, a fost ultimul an în care puteai să zbori cu avionul de la Londra la New York în mai puțin de 3 ore. Acum nu se mai poate chestia asta. Teoretic mașinile au avansat acum, însă cumva tot astea sunt alea mai intense, nu astea noi. Chiar dacă au dublu, triplu sau de mai multe ori cai și preț, dar nu mai oferă aceleași senzații. Pentru că s-a diluat mult experiența și au început să apară tot felul de criterii inutile din punctul meu de vedere. Și reîntorcându-ne la mașină, practic ei au luat toată experiența asta din motorsport, aeronautică, firma Meca Chrome a făcut modificările acestui motor și această mașină este fabricată la Dieppe, acolo unde s-au fabricat lungile serii de vehicule alpin, la sediul Renault Sport, fiind niște modificări pe bază de Clio. Prima generație de Clio, de fapt au fost 6 în total ale primei generații de Clio Sport. Practic, prima generație de Clio Sport este a doua de Clio. Este un Clio 2 numit RS172, 172K, au fost 182, 182K, 182 Trophy. Deci, practic, sunt 6 variante care au 172 sau 182 de cai, însă cu niște diferențe majore între ele. Pentru că primul care a apărut era exact Clio din generația respectivă cu ochii aia Brotac, care avea un interior cu alcantara și piele, o direcție puțin mai rigidă, suspensiile relucrate pentru că avea niște amortizoare mai performante, frânele mai bune, niște jante OZ pe 15, aer condiționat simplu, fără farul cu xenon, fără cine știe ce ștergătoare automate și un motor Renault F4R 730 și 732, o versiune a motorului serie Font, care a fost modificat de Meca Chrome prin adăugare de distribuție variabilă, mărirea galeriilor de admisie și a celor de evacuare, astfel motorul avea o putere simțitor mai mare decât ce vedeai pe modelele standard. Venea cu o cutie de viteze cu 5 trepte, special gândită pentru această motorizare, dar că n-a fost foarte special de bine gândită, pentru că în general a cam pilit sincroanele, o chestie care n-a fost niciodată rezolvată pe deplin la Clio-urile aspirate, dar există soluții aftermarket. Și acela a fost produs între 2000 și 2001. Între 2001 și 2002 a fost produsă faza a doua, care se numește tot RS172, doar că el vine cu motorul cu cod 736 a seriei F4R și asta înseamnă că are accelerație cu clapete electronică, nu mai este pe cablu, porturile de evacuare sunt cu secțiune mai mică cu 30%, are de asemenea o galerie de evacuare la fel ca acea de la primei generații, în sensul în care este un 4.1, dar are niște modificări pe partea de admisie, în speță cutia filtrului de aer. Tot 172 de cai are, doar că are alt catalizator, de exemplu monobloc, nu din 2 elemente și are 2 sonde lambda. Însă acesta, ca mare diferență, este un facelift. Adică are fața noului Clio facelift și pe partea de interior a primit posibilitatea unui CD changer cu 6 CD-uri. ESP și ABS-ul era în standard, sunt ESP-ul putea să vină abia din 2002 opțional și ulterior mi se pare că le-au băgat în standard. Farul cu xenon cu spălător, ștergătoare și lumini automate, în interior climatizare, un sistem din acesta infotainment puțin mai reușit și alt design pe partea de bare, față și spate. În rest, structura a rămas cam la fel, dar a primit jante pe 16, care erau de design intern Renault, nu mai erau ozuri și asta înseamnă că a primit și frâne mai mari. În speță fix această mașină e un pic mai gătită, pentru că are niște jante OZ ale Gherita, care sunt cu 16,5 dimensiune, frânele sunt mărite, iar amortizoarele sunt reglabile și pe înălțime și pe compresie și pe revenire, cu clicuri din acelea mecanice sub mașină. Deci o mașină puțin mai intensă decât este cea standard. Și doar în 2001 a fost făcută, în anul cu eclipsa. Din 2002 încolo au început să apară, de exemplu, modelele RS172K, care este considerat de puritani ca fiind cel mai reușit model, pentru că este cel mai ușor, nu are dotări de confort, are însă niște brațe diferite pe suspensie, amortizoare și arcuri mai dure. Este o mașină gândită pentru condus intens. A șasea generație, trofiul acela, a fost însă unul la fel de exotic, însă produs în foarte puține exemplare, care avea 182 de cai, dar avea niște amortizoare Olins, însă au fost produse atât de puține bucăți, încât valoarea lor este enormă și e foarte puțin probabil să găsești unul. Între ele au mai fost 182-urile, 182 capul, care teoretic era și el ușurat, că n-avea aer condiționat, dar era mult mai greu decât era 172 capul și de asta nu-i considera cel mai ok. Odată cu ele a apărut motorul 738, care avea de asemenea galerie de evacuare 421, nu 41, și pentru că avea alt traseu de evacuare gaze Carter, galeriile de admisie nici nu prea arată la fel și oricum nici nu se potrivesc în zona motorului. Dar în linii mari tot structura internă de bloc de fontă chiulasă de aluminiu, raport de compresie cam 10:5:1 și sunt niște motoare care urlă foarte frumos în momentul în care clapeta este deschisă. Și e interesant de văzut că această versiune, care este un 172 incipient, pentru care galerie 41 și are colector, sună puțin mai gros de la turații mai mici. Celelalte sună puțin mai gros în turații înalte și e o diferență de sonoritate între ele. Răspunsul accelerației mi se pare cam la fel, însă ce e mișto la mașinile astea este că la un condus normal, chiar dacă mergi încet sau tare, cu clapeta de accelerație nu foarte mult deschisă, se aud perfect normal. În momentul în care apeși pedala mai tare și se deschide clapeta, începe și apare acea rezonanță clasică în admisie, care seamănă foarte bine cu cea a unui Civic Type R EP3, mașină care exista de asemenea în același an. Niște motoare minunate, ambele în felul lor, care au o bază foarte mare de fani. Probabil cea mai mare comunitate de Clio din lume este în Marea Britanie, acolo unde există și clasă specială de competiții pentru ele și sunt niște mașini minunate, strașnice. Și cu asta, să zic așa, am încheiat punerea ei în context. Trebuie să o conduci ca să o înțelegi, pentru că nu e vorba despre putere. Lentă nu e, pentru că are 100 puțin peste 6 secunde și mai departe. Se duce până la 230 fără probleme pe autostradă, acolo unde permite legea. Dar nu e vorba de pușul ăsta de rachetă pe care oricum îl are, ci de faptul că e dură, rigidă, răspunde foarte bine la frâne, la direcție și la impulsul accelerației. Astea toate combinat o fac să fie un kart care pe circuit bate mașini cu putere triplă, dar care au greutate dublă și care, oricât de rachetă ar fi în linie dreaptă, la primul viraj o iau tot înainte. Asta este diferența. Și dacă vrei cu adevărat o mașină de poveste, asta este ceva interesant. Una din multele mașini interesante. Mai putem găsi într-o notă similară Civicurile Type R aspirate. Nu mai zic cine își permite de acele Integra DC2 și DC5. Sper să ajung să filmez și eu unul din ăla într-o zi. Suzuki Swift Sport, care cu doar 125 de cai dintr-un 1.8 este o mașină care tot așa oferă niște senzații minunate, pentru că, repet, nu linia dreaptă, Adidas și Smoliți, launch control-ul și soft-ul fac o mașină sau un șofer, ci tot ansamblul ăsta de pricepere, de vârf călcâi, heel and toe, potriviri de turație, frânări trail braking cu calcularea unor trase corecte, frânări cum trebuie, potriviri de turație, știu eu, genul ăsta de petrecere simultană a unor simțuri. Ceea ce o mașină modernă cu 7000 de softuri nu o să-ți ofere. Foarte intense și alea, dar sunt prea automatizate și în felul acesta nu mai deții tu controlul, ca să zic așa. Așa că hai să deschidem un pic capota, azi mai povestim de motorul ăsta, să arătăm un interior care zic eu că s-a păstrat foarte bine. Mașina este într-o condiție cât se poate de originală, pe stare. Evident, modificările de roți, suspensii nu se pun, dar eu zic că sunt un fapt bun. La un moment dat înțeleg că proprietarul va avea să corecteze chestiile astea specifice ale mașinilor franțuzești, cum ar fi cojirea lacului și mătuierea vopselei. Dar așa cum e, este o capsulă a timpului și este minunată, pentru că până la urmă faptul că are lacul sărit poate să-ți stea pe creier că te enervează pe tine, că e bunul tău și vrei să fii impecabil. Dar cu siguranță uiți de treaba asta în momentul în care te urci în mașină și începi să mesteci în schimbătorul ăla, care din fericire a fost pe toate generațiile 1, 2 și 3 de fapt, doar manual. Pentru că ulterior au primit cutia EDC, care din nou a mai furat un pic din intensitatea modelului, dar au apărut alte chestii interesante, supraalimentarea, la Megane era deja turbo pe acest motor. Și de asemenea acolo au fost niște modificări interesante pe care le-am explicat în seriile de atunci. Așa că să continuăm. Dânsul a mai fost în vizită, dar nu-i problemă, nu-l refuzăm, că că e frumos și merge bine și se aude bine. Asta este o variantă așa mai incipientă de motor. Și de fapt motorul ăsta a apărut prin anii 80 sub forma unui diesel și de asta era interesant că dieselul avea camera de combustie scobită în piston și supapele erau perpendiculare. Chiulasa era perfect plană, o puteai pune pe masă și supapele între ele erau paralele. Și de asta benzina care a apărut bazat pe acel diesel a avut o proprietate interesantă că avea camera de combustie în piston și nu avea nevoie de canale de răcire în bloc. Și în felul acesta puteau să facă alezajul mai mare. Cred că prima variantă a avut undeva 1.7 în anii. Și ulterior au fost variante și cu 2 arbori cu came, care au început să aibă 4 supape pe cilindru. În general după aia s-au axat pe partea de benzină. Și F înseamnă fond, adică cast iron, cum este în engleză, fier turnat, să zic așa. Și e foarte înrudit, așa cu motorul din seria K, care a apărut ulterior, care e derivat din Energy-ul ăla clasic de Renault. Motorul standard însă, care duce maxim 140 de cai, în cazul ăsta a fost modificat și dus la vreo 172 de cai, 182, 197 și 200, în funcție de variantă pe generațiile 2 și 3 de Clio. Pe Clio Williams vechi, generația 1 nu era ca acesta, nu era atât de performant și față de generațiile normale a primit o distribuție variabilă pe admisie cu 2 trepte ulterior cu plajă continuă, care din păcate nu e una foarte fiabilă, cam la 60, maxim 100 de mii. Variatorul ăla cedează și când se schimbă cureaua de distribuție, e bine să se schimbe și acel variator. Iar motorul în sine pe distribuție are și pompa de apă, pe cureaua de accesorii fiind doar alternator, compresor de aer condiționat și în cazul de față, pentru că e o mașină mai veche, pompă de servodirecție, se și vede rezervorul în partea asta de acolo. Blocul este de fontă și nu are niște cămăși detașabile așa cum se întâmpla în trecut, dar oricum este bine făcut și n-ai probleme de astea de cotă de reparație. Iar chiulasa este din aluminiu, are 2 arbori cu came, care pe partea de admisie au și distribuția asta variabilă și are compensatori hidraulici, adică degețele din acelea cu role, nu tacheți mecanici, așa cum se întâmpla la primele motoare. Iar în funcție de generația motorului, dacă de exemplu e aspirat din primele generații, ai o bobină din aceasta cu sistem de scântei rosită care împușcă pe 2 bujii simultan, iar versiunile turbo, printre multe alte modificări, au bobine individuale deasupra bujiilor. Primele generații au avut clapetă de accelerație cu cablu și cu supapă din aceea de control la RIACV. Asta este cu clapetă electronică, implicit nu mai are nevoie de acea supapă și admisiile sunt similare la aspect, doar că nu se potrivesc pe toate motoarele. Pe faza 1 și faza 2 sunt interschimbabile, chiar dacă galeriile de evacuare, porturile de fapt de evacuare de la supape sunt mai mici la faza 2 cu 30%, galeriile de evacuare sunt 4.1 și sunt compatibile. Pe urmă, la 182, care e generația, să zic, a treia sau varianta a treia, celei de-a doua generație, ai alt traseu de epurare gaze și asta înseamnă că galeria are altă formă ușor și nu se potrivește pe aceasta. Pe urmă, dacă ne uităm pe structura asta de, să zic, injecție, rampa de injectoare este din plastic și știu că mai de mult, long ago, avea regulator de presiune. Aici, în schimb, este fără retur și este din plastic. Și tocmai ca să fie protejată împotriva unor impacturi mai severe, are această bucată de metal care apără efectiv rampa respectivă, e prinsă pe partea de chiulasă de sus. Și motorul este aspirat natural, implicit are un filtru simplu, el avea o cutie originală în partea aceasta și admisia este direct în galerie care dă către pistoane. În partea aceasta este furtunul de la partea de epurare gaze Carter, care are 2 trasee, unul care scoate gazele din motor și pe altă parte se bagă aer curat. Și astea câteodată poate să fie o sursă de probleme la motoarele astea. În general, motorul este foarte simplu și robust. Pompa de ulei este cu lanț și este jos în zona de baie. Are un lanț separat de partea asta de curea de distribuție pentru că cureaua e uscată, nu este în ulei. Pe partea asta grupul de termostat, niște senzori de presiune, senzori de poziție diversi pe la partea de arbor cu came și asta pentru că, repet, avem această distribuție variabilă de care am amintit. Mai sunt aici niște senzori diversi de presiune și temperatură și au fost niște modificări de-a lungul timpului pe motorizări pentru că cele turbo aveau un raport de compresie de aproximativ 8,5 la 1 spre deosebire de 11,5 cât are acesta, internele erau întărite, avea Nu avea distribuție variabilă, avea aprindere din aceea cu bobine individuale și traseele acestea de admisie erau evident diferite față de acest motor. În linii mari este unul foarte ok, doar că dacă nu e întreținut, fiind un motor de turație care în general se presupune că va fi condus abuziv, poate să aibă segmenții uzați și să înceapă să consume ulei, poate să aibă probleme cu cămășile să le zgârie și implicit să consumă ulei pentru că apar acele zgârieturi. Pe urmă, dacă apar uzurc de-astea grave, se recomandă schimbarea întregului bloc de pistoane, segmenți, cuzineți, toate cele. Pe urmă, distribuția variabilă poate să mai cauzeze probleme și se schimbă periodic. Bobinele de inducție, mai ales la versiunea turbo, cam pică pentru că sunt din primele generații. Pe urmă, poate să mai apară depuneri în clapetă pentru că are sistemul ăsta de retur gaze pe acolo de cárter, nu eghere. Pe urmă, mai sunt situații în care injectoarele se înfundă dacă nu-i condusă mai agresiv, deși mi-e greu să cred că cineva merge liniștit cu mașinile astea. Și evident, de la ulei prost, temperatură înaltă, termostat nefuncțional, radiatoare înfundate, se poate să aibă o situație de simeringuri de sub apă care să fie întărite și să consume pe acolo până la urmă. Motoarele turbo mai au niște situații că merg mult mai fierbinte decât acesta, sunt alte situații decât aici, dar ne limităm până la urmă la partea asta de aici. Asta pentru că e o etapă mai inițială a motorului, mi se pare că este și mai simpluță. Cutia de viteze la aceste versiuni este în 5 trepte, abia de la 1.8.2 au primit 6 trepte și acestea, din câte știu, sunt puțin mai rezistente. Alea de 6 trepte au cam avut sincroanele destul de sensibile, mai ales pe treapta 1 și 2 până la urmă, și asta pentru că nu le-au gândit foarte bine. Părerea mea e că puteau să le facă mai bine și pe forumuri se poate verifica faptul că sunt destul de problematice în acest sens. De asemenea, senzori de poziție arbori și cel de arbore cotit și cel de arbore cu came. Ecu, Sagem, de asemenea, poate să aibă problemele, este pus în partea asta de sus de aici și poate să fie afectat de căldură, de trepidații diverse, dar din câte știu se poate repara. Suporții motor, la fel, că îi dai agresiv destul de tare. Garniturile astea de capac de pe la supape poate să curgă, simeringurile de supapă, zona de simering de palier de arbore. Știu că am mai avut niște probleme cu partea asta de curea de accesorii, de asemenea ar trebui verificată pentru că tot așa e un motor de turație și mai poate să apară niște probleme. Alternatorul, fiind în spate, e supus la multă căldură și atunci apar și acolo niște probleme din acestea, deși nu toate l-au acolo, cred că cel turbo l-are acolo, ăsta este în față undeva aici și tot așa e supus la destul de multă căldură și poate să mai apară situații pe acolo și de fapt nu cureaua de accesorii cât fulia respectivă care e problemă la foarte multe situații din acestea. Cam asta ar fi în linii mari, un motor robust, cum francezii chiar au știut să facă de-a lungul timpului. Și ce e frumos la francezii că ei n-au schimbat mare lucru, a fost o evoluție, nu o revoluție. Adică au luat ce aveau deja și au tot îmbunătățit, pentru că baza a fost din start bună. În anii 60-70, ca toată lumea, aveau probleme cu prelucrarea metalelor, nu era atât de mare priceperea, pentru că nu avansase tehnologia atât de mult și de-aia erau cămăși detașabile, o chestie pentru care erau cunoscute motoarele franțuzești. Uzura era mare, se segmentau motoarele des. Pe urmă, Fontul ăsta a fost primul motor care n-a mai avut cămăși detașabile, tocmai pentru că a avansat tehnologia. Și pic cu pic a ajuns să fie performant și în prezent, practic, toată seria asta de colaborare cu Nissan-ul pe care o au, stă pe baza acestor motoare. Nissanul de asemenea a avut multe serii aspirate la care a umblat și a făcut un cumul de cunoștințe cu Renault și trebuie să recunoaștem că 1.33-urile astea noi nu sunt rele deloc și au locul lor în piața auto. De asemenea, motoarele din seria M, adică cele M5 PT și M5 HT parcă au cod, adică cele de 1.6 și 1.8 turbo de pe seriile noi de Megane, RS, Clio-uri, care de asemenea au fost, că nu o să se mai fabrice, că repet, Alpinul nu mai e în forma asta clasică. Ce mai vedem pe aici? Amortizoarele reglabile, de asemenea vasul de servodirecție, deși pompa este în partea aceasta de aici, are o mățăraie întreagă de conducte. Vasul de expansiune, care de asemenea știu că e problematică, e în spate și e peste galeria de evacuare și se colmatează destul de repede. Vasul de lichid de frână și cam atât în linii mari. O modificare care a mai fost este la cele cu volan pe dreapta, care aveau ștergătoare cu excentric, pentru că ei la volan pe dreapta nu au montat ștergătoarele invers și în felul acesta, deși primele generații aveau ștergătoarele exact la fel și tu aveai volanul pe dreapta și era șters pe aici, După aia au montat ștergătorul cu excentric care șterge așa. Și mulți proprietari cu volan pe stânga au ales să lase aceste ștergătoare de volan pe dreapta pentru că aveau o suprafață mai mare ștearsă a parbrizului. Un detaliu foarte rafinat, așa franțuzez, la mașina asta este că proiectoarele au sticla galbenă pe afară, care de fapt e un geam de plastic. După cum bine știți, multe mașini franțuzești au avut foarte mult timp faruri cu tentă gălbuie, că așa era legislația la ei și era permisă treaba asta, în alte țări n-a fost neapărat permisă. Ăsta fiind un facelift, are niște proporții puțin mai reușite decât a modelului anterior. Iar jantele au devenit din ce în ce mai mari. O altă caracteristică interesantă a acestei mașini, pentru că este una din primele variante, nu are tipsuri duble la tobe pe spate. Are o tobă laterală și cumva, pentru că ai o singură evacuare, nu una dublă, și a colectorului 4.1 face să aibă un sunet așa specific. Suspensia este de tip traversă deformabilă, popular numită punte, care are o modificare interesantă pentru că au fost eliminate arcurile de pe zona brațelor de punte și au fost mutate pe amortizori, pentru că sunt amortizoare coilover, cum zic unii, care sunt în partea de sus și implicit masa reciprocantă a fost redusă, pentru că nu mai ai acel arc care să fie pe zona asta de acolo. Frânele sunt îmbunătățite, jantele de asemenea sunt period corect, cum le zice, și ce mai îmi place la această generație este butonul ăsta de deschidere portbagaj, apeși chiar în stemă. Este un portbagaj clasic de hatchback, deși sincer mi se pare mai spațios decât al unor mașini din prezent. Capetele amortizoarelor se văd acolo, spațiu de depozitare de desubt și cam atât, că nu mi se pare principalul atu al mașinii. Iarăși ce mi-a plăcut foarte mult este integrarea acestor geamuri care nu se deschid, sunt blocate, să zic așa, și faptul că are o ușă destul de lungă, fiind un Clio din acesta clasic. Și ce e interesant este că nu are țâmburușii de închidere centralizată, are însă un interior de alcantara frumos, care se vede în primul rând pe partea de scaune. Au un lipiș bun acest material, evit să mai zic retenție, că mi-a atras cineva atenția că e un termen medical. Ideea e că în textil, cel puțin când te îmbraci, ai o conexiune foarte bună cu acest scaun, iar pielea asta de pe lateral conferă rezistență. Airbag-ul se poate opri de aici dacă vrei, de asemenea uși din acestea cu material tare pe partea asta, dar învelit într-un plastic destul de plăcut. Scaunul se poate regla și pe verticală și are clapă pentru reglat pe înainte. Dacă tragi de lateral aceasta de aici și îl miști spre față, putem vedea cele 5 locuri din spate, mă rog, 3 locuri din spate, că sunt 5 în total. Nu e cine știe ce spațiu, dovadă că aici, uite, cu scaunul reglat ca pentru mine, nu pot să zic că stau foarte, foarte comod, dar spre surprinderea mea, mă așteptam să fie tavanul mai mic, sunt la fix când stau pe scaun. Iar în partea asta nu ai cotieră, nu are ventilație, nu are prize de încărcare, puțin probabil să stea cineva în spate aici, maxim niște copii. Și dacă vrei, poți să și dai banchetele jos pentru sesiuni de circuit, să fie mai ușoară mașina. Aici are și o mică tăviță de depozitare sub scaun. Accesul mașinii este destul de facil și în momentul în care intri, îți dai seama că de fapt e foarte confortabil în față, stai ca bossul, loc de președinte. Aici are frâna de mână mecanică, 5 trepte, în partea asta un suport dublu de pahare cu o clapă de spațiu de depozitare, climă, pentru că prima avea doar aer condiționat și au avut inclusiv pilot automat începând cu 2002 sau 2003 parcă, iar anumite variante au venit parcă și cu un sistem de navigație ulterior, tot din domeniul auto. Aviatic, pardon. Lampa asta foarte drăguță, care se poate regla destul de ușor. Iar în partea aceasta, un casetofon aftermarket, meniul acela de computer de bord din partea asta, manete clasice, un volan care a fost de-a lungul timpului modificat, învelit în alt tip de cusătură de piele și cu o dungă pe mijloc pe aici. Și au fost tot felul de ediții speciale care să facă aceste modificări în principiu. Dar e o mașină frumoasă când bate lumina, nu știu, mai ales că are și geamurile astea specifice cu reflex. Mi se pare că a trecut timpul frumos peste ea și cu siguranță va deveni o viitoare clasică. Acesta are și ESP, e o dotare opțională în anul ei și îmi dau seama că a fost bine echipată din punctul ăsta de vedere. Posibil să fi fost standard în țara în care s-a vândut, depinde mult de legislație acolo, iar în momentul în care te uiți la pedale și constați partea asta metalică, îți dai seama că ai de face cu o mașină drăguță pe partea asta, iar un start din cheie este unul care produce niște senzații plăcute de zgomot. Nu are vreo evacuare modificată, pur și simplu așa se aude acest motor. Și se aude clar cum face înainte să deschidă clapeta. E ca un fel de sughiță așa înainte să se tureze motorul. Iar în momentul în care balezi din acest buton, îți afișează consumul, autonomia, distanța rulată, știți cu toții cum arată un board clasic simplu de Renault, cu niște afișaje clasice, turometru, vitezometru, un ceas în partea aceasta și important e analogul din această mașină. Ăsta, alea 3 și volanul. Așa că hai să le încercăm să vedem ce senzații provoacă încă după 22 de ani această mașină. Cu siguranță Clio-ul ăla nou unde au fost ăștia la lansare nu o să mai fie pe străzi după 22 de ani și cu siguranță nici acum, nici atunci nu o să provoace niște senzații similare. Că așa e în tenis. O poziție mai înaltă la volan decât mi-ar plăcea și nu pare să se poată lăsa mai jos. Volanul este reglabil doar pe înălțime, din câte știu, nu și pe adâncime, corect. Dar ce contează? Plăcerea condusului rămâne. Asta pentru că e o variantă cu suspensii dure și frâne, se simte puțin mai intens. Dar ce vreau să subliniez e că, lăsând la o parte duritatea suspensiei, mașina pare normală. Dacă o conduci cu apăsări ușoare de pedală, nu are cine știe ce zgomot, nici măcar evacuarea nu se aude într-un fel anume. Doar că dacă apeși mai tare se schimbă situația, dar efectiv sunt fenomenale frânele acestei mașini. Și are un groant așa, un mârit, care este sacadat, nu este de câine din ăla care mârie des. E de câine care mârie cu bale în gât. Se aude așa cu o mică pauză, foarte interesantă partea asta, sau cel puțin așa se simte, nu știu cum să descriu exact, pentru că e un mârit rar, sacadat, îl simți, îl observ față de... Uite. Abia sus, în turații mai înalte, începe să schimbe tonalitatea și să ajungă puțin mai intens așa. Greșirăm drumul, cum au zis colegii mei de la Craiova. Da, chiar și așa oricum mi se pare o mașină destul de facil de condus. Evident că pe gropile alea și prin sate ambreiajul are o priză foarte directă, pedalele sunt ușor de operat, n-au o cursă foarte lungă, dar mi se pare că se simt mult mai drăguț așa decât ai vedea pe majoritatea modelelor. Dar cum stă pe drum este wow, adică are o stabilitate, pur și simplu e kart, iei de volan și se întâmplă lucrurile. Asta este ceea ce contează, ce e cel mai interesant. Și am nimerit pe unde nu vreau. O probă citadină, să zic așa de. Acolo vreau să ajung. Parcă sunt în filmele franțuzești. Și mai văd ceva haios din Franța, Renault Master, scurt, e efectiv, trebuie să-l vedeți. Dacă toți sunt aici, ar fi păcat. Sunt atât de scurte dubele astea, cu 100 de cai, asta probabil un 2.3 sau 2.0. E atât de scurtă duba asta că dacă pui Clio lângă ea nu pare mare diferență, dar e clar că astea sunt făcute pentru manevre din astea interesante. Și acum am putea să cântăm un cântecel, după ce ne asigurăm, evident. Din aia. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. N-are, frate, nu e. Adică abia un B58 modern să-ți mai dea senzația asta. Dar nici măcar ăla, e foarte intens motorul ăla, e super mișto, îmi place în contextul modern. Doar că fiind turbo, are o anumită lentoare în răspunsul pedalei. Adică durează până prinde boost, numai aspiratele sunt mai mișto la partea asta de răspuns. Adică frânele sunt ceva, te pune în cap rău. Zici că mergi cu un câine în spate pe banchetă. Mie îmi plac foarte mult Jack Russell Terrier, ăștia mici Milo din Masca, care exact așa, ăla mârie de plăcere, nu ca să te... așa se manifestă el. Și dacă ai unul de la pe bancheta din spate, exact așa îl aude. Ca Nelson Mondialu când era beat. Oricând întâlnirea cu o mașină din asta pentru mine va fi o revedere plăcută, pentru că au ceva, o simplitate asta și faptul că nu-i numai motorul, că da, e puternic, da, e greutatea mică, frânele, suspensia și răspunsul ăsta la pedală pe care... Deci, pur și simplu, nu poți să bei apă mașina asta, atât de bun e răspunsul și așa îți dai seama ce înseamnă o mașină rapidă. Dacă pe linie dreaptă sau o mașină cu răspuns bun, brutală, astea turbo, de exemplu noi, au o liniaritate, nu varsă paharul. La asta, în schimb, dacă cineva duce un pahar la gură și ai apăsat pedala, e deja pe el băutura. Minunat! M-am prostit destul, n-are rost să exagerăm. Am vrut să arăt ce înseamnă condusul ăla plăcut, adică ce înțeleg eu prin condus plăcut și de ce n-ai putea să calibrezi o motorizare diesel așa pe o mașină de asta. Un diesel tunat, mișto, ar putea fi pentru autostradă, pentru reprize din astea lungi, dar benzinarul este pentru răspuns, pentru accelerație, nu neapărat pentru mersul ăsta susținut constant. Și au făcut francezii și motoare diesel bune și benzinare. Dar întotdeauna mașinile sport cu precădere, cel puțin astea clasice, plăcute de condus, ușoare, vor avea sound-ul ăsta specific și feeling-ul de motor direct. Și interesant cum spatele nu tinde să sară, doar că poate să apară fenomenul numit snap oversteer, în care zici că e tot în regulă, accelerezi și pe viraj și la un moment dat spatele nu mai poate să țină și se va răsuci mașina destul de nasol și o recuperezi destul de greu din acea trasă. Și părerea mea e că, din nou, trebuie condus pe drum sigur genul ăsta de mașină. Aici nu e un cartier foarte locuit și de asta e mai ușor de condus cât de cât alert. Dar când se va umple, na, nu o să mai fac genul ăsta de drumuri pe aici. Dar cum e aici lejer, te asigur, e ok, vezi că nu sunt copii pe bicicletă, poți să mergi puțin mai lansat. Deși n-aș accelera mult special atât de rapid prin zona aceasta pe aici, dar oricum am făcut asta deja, deci nu mai e nevoie. Dar nu știu, timbrul ăsta e minunat, adică e ceva ce regăsesc și la mașina personală, care are un motor similar ca stil, pentru că tot aspirat este, tot de turație, dar nu e chiar atât de incisiv, însă se întinde mașina foarte frumos la drum și sound-ul ăsta mie îmi place foarte mult. Pe unii ar deranja, dar consider că felul în care e făcută mașina parcă se pretează foarte bine cu motorul ăsta. Nu știu, pentru mine asta înseamnă intensitatea condusului, nu altceva. Mi se par niște mașini minunate. Și are 22 de ani și încă oferă niște senzații. Mașina aia roșie are 32 de ani și încă oferă senzații. Dar cumva, nu știu, cine zice că doar nemții știu să facă mașini pentru că acolo răsare soarele prima dată, nu una în Japonia, în Franța sau în alte, nu prea știe mașini. Și cu replici de-astea de genul fără mașini, cu F, zici Renault și trage apa, sunt de la niște oameni care efectiv sunt niște analfabeți, și la propriu și la figurat. Sunt oameni care pur și simplu nu-și fac temele, nu cunosc, n-au învergura necesară să înțeleagă ingineria acestor mașini și n-au o bază de criterii cu care să te poți angrena într-o conversație decentă și coerentă. Așa că nici nu mă mai chinui să stau să le răspund. Mă distrează maxim pe Facebook și pe TikTok când pun cât o mașină din asta și apare cât unul de la, da, E60 și restul. Da, mișto și E60-urile, dar nu-ți oferă aceea senzație. Și un E60 mișto e M5-ul sau 3000 benzină, nu N57 cu două turbine sau de-astea. Nu e ce trebuie. Adică, părerea mea e că fiecare mașină are rolul ei, dar important e să le înțelegi pe toate ca să poți să discerni situația asta. Au revoir și ne găsim în zona de comentarii, că sunt chiar curios cum ați reperceput această mașină interesantă care s-a relansat în sufletele noastre după 22 de ani. La revedere!